Rapidiștii au mai primit o lovitură după eșecul cu Recea. Golgheterul Ligii Secunde și cel mai în formă jucător al echipei antrenate de Ienci, Cătălin Hlistei, a fost prins dopat. Acesta a fost anunțat după meciul de sâmbătă din etapa a 5-a că trebuie să se prezinte la ANAT pentru a da explicații în legătură cu testele care au ieșit pozitive. Lucrurile sunt destul de simple. Jucătorul nostru a suferit de o operație nazală în 2014, a avut o accidentare din nou la nas în 2016 și de atunci este dependent de o anumită substanță care să-i ajute respirația. Deci poate să joace în etapa următoare, sigur, liniștit. Sigur, sigur.